Timp de 4 zile, terenurile bazei sportive Unirea din municipiul Suceava au găzduit meciurile Cupei Ciuc Premium, competiție la care au participat peste 70 de concurenți. Turneul de categorie Silver este în calendarul Federației Române de Tenis, făcând parte din turneele de promovare a acestui sport în țara noastră. Pe cele 3 terenuri de la Unirea au evoluat sportivi amatori și semiprofesioniști din toată zona Moldovei, dar și câțiva din restul țării. Sucevenii s-au impus la majoritatea claselor de dificultate, singura excepție fiind la nivelul 7, unde podium a fost împărțit de 3 ieșeni. Nivelul 5 a fost adjudecat de Andrei Ștefan Iacob, în vârstă de 12 ani, legitimat la CS Select Suceava. La nivelul 6, acolo unde au participat 24 de sportivi, câștigător a fost suceveanul Ștefan Hunciac, cel care a câștigat și turneul precedent de la Suceava. Singura categorie unde sucevenii nu au urcat pe podium a fost la nivelul 7, acolo unde Mihai Chirila a câștigat, fiind urmat de Alin Hâncu și Alexandru Gavril, toți 3 venind de la Iași. Nivelul 8, destinat semiprofesioniștilor, a fost adjudecat de suceveanul Florin Dumbravă. La concursul de dublu, câștigători au fost desemnați Nicolae Iluț și Nicolae Bălan din Călănești și Vicov.